De ce ați venit astăzi? Ce v-a convins să ieșiți? Motive. Primul motiv este să le aducem aminte că a fost un 10 august acum un an nesancționat, nerezolvat de justiție și în al doilea rând pentru faptul că se perpetuează aceeași stare de nemulțumire. Noi trebuie să ne manifestăm. Nu numai guvernul, deci toată clasa politică actuală, deci ar trebui distrusă din temelii. Deci nu ne mai reprezintă. Vorbim și de ultima perioadă ce s-a întâmplat, vorbim de cazul Caracal și nu numai. Deci am ajuns nici siguranța noastră a copiilor noștri de să nu o mai avem, să nu mai avem încredere în acest lucru. Am constatat că suntem singuri într-un stat care nu e de drept, care nu mai e un stat de drept, care a fost politizat, un stat în care nu mai avem securitate, nu mai avem drepturi, ni se încalcă absolut tot. Corupția există peste tot, la toate nivelurile și suntem ai nimănui. Noi vrem normalitate, domnule. Am ajuns să apreciem mafioții deghizați în politicieni, pseudo-politicieni. Deci noi nu avem politicieni. Din păcate, ce s-a întâmplat în ultimii 5-6 ani de când conduce PSD-ul în mod special. Acești oameni au apucături. Încercăm prin puterea noastră să-i trezim. Dorim ca să ne reîntoarcem aici acasă și se pare că făcând o comparație între România și celelalte țări, dorim ca și România să fie la fel ca celelalte țări și să ne simțim în siguranță în momentul în care venim acasă, cât noi, cât și copiii noștri, și să avem de lucru. Eu la Revoluție în 80 nu am strigat ce să strig aici. Când văd comuniștii la putere din nou și face ce vor cu noi, nu mai suport. N-ajunge. Vreau moarte pentru moarte. Ne-a omorât. A distrus milioane de tineri. I-a distrus de timp copii care stau în pușcărie degeaba pentru o țigară. 7 ani și ei au distrus, au omorât oameni și nu-i nimeni în pușcărie. Aveți un mesaj pentru clasa politică? Ce le-ați transmite? Pentru clasa politică nu am niciun mesaj de bine decât să se ducă la Moscova de unde a venit. Deci partidele politice vechi, ele nu servește decât oligarhia comunistă.